În urmă cu câteva săptămâni se anunța că în cursul lunii aprilie vor demara procedurile de licitație pentru preluarea termocentralei de la Mintia, închisă în vara anului trecut. De câteva zile însă, odată cu adâncirea crizei energetice, a început să se vorbească din ce în ce mai des despre o redeschidere a termocentralei, unii avansând termene extrem de optimiste. Prefectul de Hunedoara, Călin Marian, a confirmat discuțiile despre o posibilă redeschidere a Mintiei, dar a precizat că singurii pași concreți făcuți până în prezent sunt cei legați de o eventuală devansare a procedurilor de preluare a termocentralei. Pentru termocentralele Mintia a fost o discuție și ieri la nivel guvernamental, a fost o ședință inițiată de domnul prim-ministru Ciucă, unde a fost prezent și conducerea CEH. Se va lua în calcul scoaterea la licitație în cea mai scurtă perioadă a termocentralei de la Mintia. Termocentrala de la Mintia a livrat pentru ultima oară gen termic și energie electrică pe data de 5 martie 2021 și a fost închisă oficial în 26 iulie anul trecut. Termocentrala este în conservare, dar de la închidere și până în prezent s-au constatat mai multe furturi de pe platforma industrială de lângă Deva.